Bună seara, sunt doctorul de acolo Octavian și voi invit să urmăriți Realitatea Medicală. Avem plăcerea de a avea ca invitat în această seară pe domnul doctor Mihai Crețeanu. Domnul doctor, bună seara și bine ați venit la emisiunea noastră. O seară bună tuturor ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Sper să îi fac plăcere să fie reapărut pentru a doua, a treia oară la emisiunea noastră. Domnul doctor Mihai Crețeanu Senior, așa ca să nu-l confundă cu domnul doctor Crețeanu Mihai Junior, da? Desigur. Care este fiul dumneavoastră. Vă simțiți așa bătrân când vi se spune senior? Sau? Nu, mă simt realizat. Deci știu că și juniorul are cam aceeași profesie sau face cam aceeași lucruri și pentru mine ca părinte e o realizare deosebită. Aveți cât și vă mândrie. Domnul doctor Crețeanu, cine nu știe, este medic primar cardiolog, este șeful secției cardiologie la Spitalul Județean Suceava, iar de domnul doctor Crețeanu junior care vorbeam, deci este medic specialist, radiologie intervențională. Domnule doctor, în secția dumneavoastră s-au întâmplat multe lucruri, da? Deci s-a modernizat. Vreau să vă întreb cum stați cu aparatura. Aveți ceva ce v-ați mai dori, așa, ce v-ar mai trebui și nu simțiți nevoia, da, că... În primul rând, n-aș spune că s-au întâmplat în secții. Sună cam urât. S-au realizat lucruri frumoase în secții. Pe lângă aspectul hotelier, care este deosebit, avem aparatură chiar ultra performantă și chiar dacă au fost perioade scurte în care au fost defecțiuni, s-au remediat și pentru următoarea perioadă de timp, cu promisiunile conducerii, care sigur se vor realiza, vom avea un nou covor rulant, holtere care vor acoperi aproape tot ce înseamnă investigații în patologia cardiovasculară. La dumneavoastră aveți pe secție, organizarea secției dumneavoastră este de așa manieră încât nu aveți nevoie de alte compartimente, deci nu aveți nevoie de secția de terapie intensivă, aveți în cadrul secției terapie intensivă. În cadrul secției există un compartiment care face parte din, sau s-ar încadra în termenul de terapie intensivă general, dar noi îl numim unitate de terapie coronariană. Pentru că primim în special infarctele, anginile instabile, care au nevoie de o supraveghere aparte. Deci e o formă de terapie intensivă, dar poartă o denumire cu totul altfel, care are nevoie de alte autorizări din partea Ministerului și a Direcției Sanitare. Aveți și o încadrare deosebită la aceste... Încadrarea este asemănătoare în terapie intensivă, deci un medic la 3-4 paturi și o asistentă la 2 paturi. Și în momentul de față avem mulțumitor, avem 6 sau 7 asistente normate pe terapie intensivă. Deci încet, încet, iată că ne apropiem de standarde occidentale, nu? Ce privește dotarea cu personal. Sigur, și cu personal, în afară de... Pentru că la nivelul acestei unități coronariene avem monitorizare pe fiecare 10 paturi cu toate funcțiile vitale. Avem supraveghere la postul central, deci asistenta de serviciu stă la birou și urmărește, poate urmări cele 10 paturi, n-am avut niciodată nevoie de monitorizare pe toate paturile, dar un 6-7 paturi concomitent sunt monitorizate cu respirație, cu temperatură, cu presiune, cu puls, tensiune arterială, deci avem asigurat supravegherea de foarte bună calitate. Pe lângă personal care este foarte bună calitate. Da, să nu... Da. Întotdeauna a fost invidios pe secția dumneavoastră. Chiar și înainte de a se moderniza spitalul, aveați o secție deosebită. Ați reușit să atrageți foarte mulți sponsori. Cum reușiți acest lucru? Știu că aveți o ușă acolo pe care scrie mulțumim sponsorilor și... Așa, chiar era o secție foarte modernă, chiar în condițiile în care alte secții ți era cam jenă să intre acolo. Sigur... foarte mulți prieteni care i-am avut au suferit de boli coronariene severe și atunci au fost mai ușor de mobilizat și au acceptat mai ușor să facă ceea ce la vremurile înainte de 2000 și mimea după 2000
era greu de realizat fără niște sume, niște fonduri suplimentare. Știm cu toții, până chiar în 2000-2005, era foarte greu să realizezi reparații, să cumperi aparate din banii care îi asigură casa. Încât îi mulțumesc și mă bucur că i-ați amintit, nu e nevoie de nominalizări, dar toți cei care ne-au ajutat, o mulțumire din inimă și pentru inimă. Să înțeleg, s-au întâmplat cam aceleași lucruri care au pățit ăștia acum potentației zilei, da? Deci cu penitenciarele au venit acolo, au văzut că totuși este nevoie de o investiție. Da, nu? Când ești pacient și nu vezi curățenii în jur, sigur că mai ușor te poți mobiliza la o solicitare de tip financiar. Și înțelegi pentru ce este nevoie, că nu e nevoie pentru personalul din, neapărat din spital. Și noi avem nevoie de condiții deosebite de a munci și de a-ți face plăcere să vii la servicii. Da. Domnule doctor, în meseria dumneavoastră sunteți pus de multe ori în fața situațiilor limită, da? Deci aveți câteodată un sentiment de neputință. Domnule, parcă aș vrea să fac ceva mai mult pentru omul ăsta, ceva să-i ameliorez starea generală. Tocmai din asta, deci probabil că fiul dumneavoastră a făcut radiologia asta intervențională. Cum vă completați cu domnul doctor? Cu el propriu zis, în urgențele cardiovasculare, mai puțin mă completez în urgențele periferice. Acolo unde pacientul ar trebui să ajungă la dumneavoastră să-i amputați un picior, sau măcar o parte din picior, ceea ce îl trece într-un grad de invaliditate deosebit și îi pune calitatea vieții, o deteriorează. Cum am reușit sau dacă am avut momente în care să mă declar neputincios. Da, au fost destule momente, dar legate nu cât de neputința, lipsa cunoștințelor mele, lipsa medicamentelor, lipsa aparaturii. Din cauza că ani de zile în urmă, vreau să spun cel puțin 10 ani în urmă, pacienții ajungeau târziu la spital în urgențele majore. Și am avut momente în care orice aș fi vrut să fac, orice aș fi știut să fac, n-am putut să fac pentru acei pacienți. Acum sunt mai puțini în situații. Este reversul medaliei. Acum, datorită mass mediei care pun la dispoziție informații deosebite despre boli, mulți au vecini care au fost în situații critice, pacienții vin sau, da, pacienții numim, toți până când le punem un diagnostic, sunt pacienți care se adresează UPU de, în general, vin, dar nu mai au, nu sunt atât de mulți cu urgențe majore cum erau sau terminale. Încât acum rar avem sentimentul neputință, dar încă mai avem sentimentul legat spiritual vorbind și nu fizic, intelectual al nostru, lipsă de medicamente sau mai ales că acum de 3 ani de zile când avem posibilitatea să facem cardiologie intervențională, din multe infarcte care mureau la nivelul Sucevii, cam 25%, 30% în unii ani decedau infarctele acute. Acum am ajuns un procent de invidiat chiar și de centrul universitar, dacă nu de chiar de Europa, în jur de 5% decese în urgențele majore cardiovasculare. E un procent care merită de invidiat. De invidiat. Deci asta merită de invidiat. Da. Domnule doctor, o să revenim la subiectul emisiunii noastre, care este bolile coronariene, după o scurtă pauză publicitară. Da. Am revenit în direct. Domnule doctor, vorbeam în pauză, în afară de activitatea care o desfășurați pe secția de cardiologie, da? O componentă importantă a activității este și în ambulator. Dar dumneavoastră acolo așa este negru în fața ușii, de obicei abia a pus să treci pe acolo, trebuie să faci locul greu. Numărul bolnavilor care au
boli cardiovasculare, termenul mare, în care intră foarte multe. Sunt foarte mulți. În general, în statisticile medicilor, în ceea ce au medicii de familie în evidență, uneori se ridică până la 60% ca având, dintre persoanele înscrise la medicii de familie, 60% au o boală cardiovasculară. Dacă am face un calcul așa rapid, din adulții peste 18 ani, ar reuși cam 200.000 sunt cu boli cardiovasculare. Sigur, medicul de familie ține destul de bine, chiar uneori foarte bine împreună, mulți dintre ei, acești bolnavi și le recomandă ceea ce trebuie și la timp, dar din nefericire intervine o chestie administrativă, obligația din partea casei de a fi trimis periodic la medicul specialist. Asta ar fi una. Doi, sunt bolnavi care iese din spital și trebuie să-i urmărim tot noi, din ambulator, cel puțin tot așa este legal. Și sunt cazurile de noi îmbolnăviri. Sunt multe. Noi suntem aparent mulți, 6 pe secții. Dar ziua de muncă este totuși de 8 ore, împărțind astea avem 7. Cred, 8 ore. Nu oficial, doctorii, 7 ore. Deci sigur, da. Punem 8, îmi sunt parte mai ușor la 4, cât se facem fiecare zi câte 2 ore. Și nu putem acoperi pe toți. Sigur, sunt nemulțumiri multe, unii, sigur, pe bun dreptate, dar activitatea noastră, mai mult de jumătate, în afară de cea de la patul bolnavului, este în ambulatoriu și cu toate comentariile răutăcioase de multe ori a celor care nu pot fi rezolvați când doresc, mă mândresc și cu colegii mei și cu toată activitatea din ambulatoriu. Pe zi vedem în jur de 20-25 de pacienți care, dacă face cineva calculul că cât timp ar trebui să-i acordăm, vedem că facem cele 8 ore și nu 7 ore cât e legal. Într-un sfert de oră nu poți vedea un bolnav și dai recomandări. Sigur, se prelungește și atunci avem ca în industrie 8 ore de muncă pe zi. Da. Mai există și o alternativă la ambulator? Dacă nu reușești să vedeți toți bolnavii, unii pot să vă găsească? Sigur, n-ar fi de dorit, dar în situația în care există dorința de a fi văzut mai mult sau mai puțin acum, oricum tot prin programare ca și jos la ambulatoriu, sunt cabinete de tip privat, care le avem cu toții și acordăm asistență celor care doresc sau din nefericire nu ajung să fie văzuți la timp în ambulatoriu de. Sunt și persoane care doresc chiar un cabinet sigur privat, da, e vorba de privacy, cum se spune pe engleză. Sigur, da, deci din ce în ce mai mult se înțelege și fenomenul de privacy din ambele puncte de vedere, confort și rapiditate pentru pacient, pe partea cealaltă este o creștere a plăcerilor de a acorda asistență medicală în sistem pentru pacienții noștri și deci să ambele situații se pot realiza în beneficiul ambelor, da, și medici și pacienți. Da. Domnule doctor, deci am stabilit că vorbim despre bolile coronariene. Ce sunt bolile coronariene? Bun, e o întrebare foarte bună, pentru că se utilizează foarte des termenul. În decursul anilor, pacienții au fost învățați să vorbească fie de infart, fie de angină, fie de fibrilație, fie insuficiență cardiacă. Mai nou, sunt deja zeci de ani în care cei care au grijă de a face ordine, ce în mintea tuturor celor care lucrăm în domeniul de cardiologie, de cum ar fi Societatea Europeană de Cardiologie, Societatea Română de Cardiologie, au decis că toate aceste boli intră într-un rucsac mare cu termenul de boli coronariene. Ele sunt aceste boli coronariene în general, sunt date de afectări
într-o proporție mai mare sau mai mică, a arterii arterelor coronare, că sunt trei, care irigă mușchiul inimii, în principal ventriculul stâng. Deci sunt așa de importante arterele astea coronare? Că au ceva, niște particularități? Da, particularitatea rețelii coronariene ar fi următoarea. Față de restul țesuturilor care se hrănesc în general când inima pompează sângele în sistolă și aruncă în periferie și sub presiunea, sub forța de transmitere a masei sanghinii în așa zisa sistolă în contracții, coronarele se hrănesc în diastolă, când inima se relaxează. Doi, au o particularitate, pe de-o parte benefică, nu trebuie să spun ce malefică, de a face obstrucții coronariene, adică a se înfunda, cum se înțelege mai bine, aceste arterii și să creeze în aval o lipsă a irigării și atunci țesutul se mortifică, se formează infarctul, dar în același timp celelalte coronare sau celălalt sistem se mobilizează și face o reumplere a zonei care a fost întreruptă circulația cu sânge, în așa fel încât să nu mai progreseze infarctul mai mult decât a fost în prima fază. Deci e un lucru minunat și astfel natura a reușit să salveze prin modalitatea de realizare aceste rețele de irigații foarte multe vieți. Înainte vreme nu se știa nici de electrocardiogramă, nu se știa după aia nici de coronografie și nu se știa nici de tratament intervențional. Și totuși, mulți oameni care sufereau sau li s-a pus după aceea retrospectiv diagnosticul de angină sau de infarct, au supraviețuit. Când s-au putut face cercetări de anatomopatologice mai amănunțite, s-a pus în evidență că cele colaterale, cum se numesc, au irigat extraordinar de bine restul mușchiului care ar fi trebuit să moară în totalitate. E o particularitate pe care ne bazăm și noi când vine pacientul, că natura, mama natură și cel de sus ne poate ajuta foarte bine întârziind necroza până când reușim noi să ajungem să facem un tratament intervențional. Să înțelegem că toate necazurile deci care le avem cu inima provin de la aceste arterii coronare, da? De la aceste biete arterii coronare care se pot obstrua progresiv, încet, încet și dau, am să vă spun exact ce conține acest rucsac de boli coronariene și să avem timp să și aplicăm tratamente specifice, să prelungim și noi viața bolnavului. Mă întrebați mai înainte ce reprezintă termenul ăsta generic mare de boli coronariene. V-am spus în mare cum se produc, dar ele se referă sau au un în rucsac infarctul miocardic, care este cel mai temut și cunoscut, angina pectorală și astea, cele două boli țin de gradul de în primul rând de gradul de obstruare a arterii până se ajunge să fie complet obstruată artera, apare angina în diferite stadii, agravată, instabil. Când s-a obstruat, a făcut ocluzie definitivă artera coronară, apare infarctul. Deci asta e prima categorie de boli. A doua categorie este a cardiomiopatiei dilatative ischemice, când toate coronarii sunt obstruate, sunt prinse de plăci de aterom într-un grad înalt, înseamnă 70-80%,
ischemia, lipsa de irigare este cam aceeași peste tot și de nevoie ca să poată să e un mecanism fiziopatologic și fiziologic pe undeva, ca să poată să asigure un debit în periferie, inima se dilată inițial, că are mai mult sânge în partea de relaxare de diastole și reușește să împingă după aceea ceva mai mult sânge în periferie. Dar asta are niște limite. Se poate dilata cam de două ori cât e normalul, după care cedează și se poate și rupe. Deci să nu ne speriem când vedem un cord global mărit, dar totuși este un mecanism de compensare. Da? Deci... Inițial este un, în cardiomiopatia ischemică este un mecanism de compensare. O altă categorie de boli este cea a tulburărilor de ritm și cea mai prevent boală de ritm în care ne întâlnim este fibrilația atrială. Este o formă de manifestare a bolii coronariene. O altă formă este chiar moartea subită. Dar moartea subită o încadrăm în această mare clasă a bolilor coronariene, pentru că la necropsie nu am găsit nimica evident, foarte evident. Inima se operează în general în urma unei tulburări de ritm severe, pentru care nu are timp să fie prinsă de nimeni în jur, cade omul într-un magazin, cade pe stradă și cei care dau primul ajutor nu pot să deceleze dacă inima s-a oprit sau mai fâlfâi. Și s-a decis de către forurile noastre care conduc toată partea științifică că poate fi înglobată fără discuții asta. Și o altă boală care, la care duc toate celelalte, și infarct, și cardiopatie ischemică, angina, infarctul, fibrilația, cardiopatia, este insuficiența cardiacă, cu care ne întâlnim cu toții la tot pasul și în toate secțiile dintr-un spital, că e chirurgical, că e medicală, că e oftalmologie, bolnevii au fenomen de insuficiență cardiacă care îi sperie pe colegi, ne mai grevează pe noi activitatea zilnică, dar trebuie să acordăm atenția care o merită. Eu am fost studentul profesorului Negoiță de la Iași, care era un fan al școlii nemțești. Da. Dar acum văd că mai nou suntem fani ai școlii americane. Deci am abandonat... Nici pe departe, școlii europene. Societatea Europeană de Cardiologie este foarte puternică și a făcut un joint venture cu americanii, s-au pus până la urmă de acord în aproape 90% din toate ghidurile care apar sunt... e aceeași limbă vorbită, bineînțeles, engleza. Deci am ajuns la un numitor comun până la urmă. Da. Deci s-a ajuns la un pe plan mondial la un același numitor cu... Da. Privind diagnosticul, tratamentul, nu mai vorbim nemțește sau englezește, vorbim aceeași limbă. Domnule doctor, deci cea mai temută afecțiune dintre toate care le-a spus până acum, deci au fibrilație așa sună, mai știu eu cum, insuficiență cardiacă, bă, parcă nu știu cum, dar cea mai temută boală care spuneți dumneavoastră, deci este infarctul miocardic. Toată lumea se teme de infarct. Ce poate să ne ducă pe noi cu gândul că am putea să avem un infarct miocardic. Deci, la emisiunea noastră este de popularizare a științei, a medicinii în general. Deci nu avem nevoie de termeni foarte sofisticați. Cum ar trebui aprofundări fiziopatologice. Da, să se gândească un telespectator de nostru că ar putea să facă un infarct. Că dureri de inimă avem toți în anumite împrejurări. Ce ar trebui să ne ducă cu gândul la această boală? E un subiect care poate fi discutat chiar și în direct cu pacienții sau numai noi aici să transmitem mesaje zile întregi. Ce aș vrea să fac un mic amendament la ce a spus dumneavoastră?
nu infarctul e cea mai temut boală. Cea mai temut boală este pentru cel care are infarct boala lui, pentru fibrilații boala lui, pentru cardiopatia latativă cu insuficiență cardiacă, este boala lui. Deci pe fiecare, când ajunge cu noi în relații în UPU, spectrul morții este la fel pentru toți. Dar dacă la celelalte situații este prelungit puțin acest spectru al morții, la infarct avem norocul că îl putem prelungi, să-l facem pe cel cu infarct acum prin terapia intervențională, nou nouț, ganz neue, când trebuie să vorbim și nemțește, în mai puțin de o jumătate de oră. Mă întrebați care e simptomatologia. Simptomatologia clasică este durerea, m-a apărut brusc, în urma unui efort fizic sau fără să fie efort în cursul nopții sau în cursul zilei, chiar în condiții de repaus, deci cu durată mai mare de un 45 de minute o oră, care nu trece la nitroglicerină, dar cei mai mulți tineri nu prea au nitroglicerină. Persoanele până în 50-60 de ani care sunt activi n-au de unde să aibă nitroglicerină în casă, adică dacă au un părinte cu boală coronariană. Și atunci important este de reținut durerea mai mare de un 45 minute, o oră apărută în 90% din cazuri în legătură cu un efort fizic. Că l-a făcut în urmă cu 2 ore, 5 ore sau l-a făcut în urmă cu o zi, a descărcat o căruță de lemne, a făcut cum am avut un pacient, a pus pavele în toată curtea. Deci am muncit 12 ore și în continuu. Și să-și savurez rezultatul. Da. A ajuns cu infarct. Ce nu este infarct în cele mai multe situații? Înțepăturile care vin foarte mulți pacienți, paciente, apărute de ani de zile, luni de zile, zile întregi, înțepături care sunt transfixiante, care sunt umblă de pe toată zona precordială, ba mai sus, ba mai jos. Și nu sunt însoțite, sigur, poate să fie însoțit de o angoasă, o sperietură, cum să o numim. Dar această stare proastă de spirit și temeri nu face parte din corolarul unui infarct, dar nu la persoanele respective. Ele au avut aceste simptome luni de zile, ani de zile, zile întâi sau săptămâni și atunci intră într-un cerc vicios și vede spectrul infarctului în față. Deci, de cele mai multe ori, aceste situații nu sunt cu date de infarct. 2. Trebuie să recunosc cu toate că ne grevează mult munca din UPU. Nu pot spune aici, acum sau de la emisiunea care o avem, că n-ar putea să fie și un infarct, chiar niște înțepături precordiale. Din nefericire pentru noi, până nu avem o electrocardiogramă, până nu punem urechea pe cord, până nu luăm o tensiune arterială și să avem niște analize, acum nu se mai poate fără analize, acum 30 de ani când am început eu activitatea, se făcea doar un biet LDH sau un TGO, care acum nu au nicio valoare. Deci nu putem să spunem că nu are infarct. Cum are probabilitate că nu l-are? Cum are probabilitate? Dar dintre cei care pleacă când nu au avut, dacă unul am reușit și l-am diagnosticat de la timp, e un caz salvat. Restul, ne reculegem a doua zi dimineața acasă și a doua zi și mergem din nou la bătălie în continuare. Deci, ce este infarctul?
nu e greu de definit, aș vrea să înțeleagă telespectatorii noștri că nu toate durerile precordiale sunt, că nu aceeași putere au durerile precordiale la o femeie sau la față de un bărbat, nu sunt legate de vârstă, deși acum am avut infarct și la 32 de ani, 32, 36, 42 de ani, ceea ce urmă cu 10 ani, erau cazuri care, sigur, ajungeau în centru universitar, nu mai comunica ce s-a întâmplat cu el, dar erau foarte rare și le publicam la șasele conferințe sau întâlniri de ale noastre de specialitate. Am avut un caz de 30 de ani. Era o chestie nemaipomenită să poți prezenta la o lucrare, la un simpozion de cardiologie, că ai reușit să scoți un 30 de ani și cu avut infarct. Da. Dar, domnule doctor, spuneți un lucru foarte interesant. O să luăm o scurtă pauză publicitară, după care o să revenim. Da. Da, am revenit în direct. Domnule doctor, deci spuneați că infarctul ăsta trebuie să ne sperie. Nu orice durere precordială este și infarct, da? Ne-a spus despre înțepăturile, cu toate că s-ar putea să fie și aia infarct, da? Știu o colegă de-a noastră din serviciul de urgență care tot așa a interpretat o durere de asta, așa a trimis pe om să stea un pic până și vine rezultatele la analiză, da. Și între timp chiar a făcut un infarct omul. Da. Au fost situații mai puțin plăcute pentru noi, pentru corpul medical, dar există și situații din astea, pentru că în momentul de față suntem între ciocan și nicovală, între ne face meseria profesionistă așa cum o dorim și o doresc pacienții și de a respecta niște reguli scrise și aceste, nu cât ghiduri, dar recomandări de diagnostic și tratament pe care, care pot fi luate în discuții în situații de interpretare de malpraxis. Le-ai făcut, mai poți să ai poți să-i spun scuze, pentru că în fața unui caz care nu a evoluat cum vrei spre bine, se poate interpreta ca fiind o nerealizare și atunci să intri în discuții legale, mai mult legale sau mai puțin legale. Și observ cu stupoare acum în mass media noastră că cineva trebuie să fie de vină. Cineva trebuie să fie de vină, nu se poate. Deci la un moment dat, țin minte acum câțiva ani, a fost o furtună în București, a picat un copac peste niște copii. Dom'le, cine e de vină? Cineva trebuia să fie de vină. L-au venit foarte clar, domnule, deci sorb copacul, sorb din cauza naturii. Mi-a plăcut explicația și eu ADP-ului atunci. Da, ce să fac? Da, copilații fugise la școală, acum era altă problemă. Dar nu chiar trebuie să căutăm de fiecare dată cine este de vină, nu? Nu, mai bine ar fi de văzut și de tras învățăminte din situații neplăcute. Ce s-ar fi putut face să discute în colectiv exact, nu ca și vină, ci ca posibilitate pentru următoare situații asemănătoare de a rezolva la timp și cu profesionalism aceste neplăceri pe care familia și cei din jur le văd ca greșelile ale noastre. Numai cine nu muncești nu greșești și probabil trebuie promovat, dar dacă într-un UPU vezi se prezintă 380 de pacienți într-o noapte și din care cel puțin 50-60 sunt de cardiologie, e posibil să temporizezi consultul sau să întârzi ceva din analize și atunci timpul pe scurs până la o decizie finală de diagnostic, este mai mare și se pot întâmpla și neplăceri. Da. Dar mulțumim și celui și direcției că au făcut un UPU cel puțin pentru ultimii 5 ani și din ultimii 5 ani și de acum vreau să fac unul și mai performant ca la noi din toate punctele de vedere și atunci vom avea mai puține cazuri neplăcute
Îmi vine în minte acum un caz care mi-l povestea un prieten, deci întâmplător fiind în Statele Unite, s-a dus cu nepoțelul la un serviciu de urgență, tot așa, la un spital acolo. Aglomerația de peste lume, o că era ceva disperiat, așa, bine că aveau niște bodyguards acolo supărați, că nu stătea la discuții cu, nu stătea la discuții cu nimeni. Așa, și în timp ce s-a aștepta acolo, toată lumea stătea cu micioară și aștepta, că acolo se așteaptă în mod civilizat, nu cu răcne și cu țipe, de cum se întâmplă pe la noi, așa, o bolnavă a decedat. Deci a decedat în timpul așteptării. Ăsta spune, băi, zi de curiozitate, a doua zi m-am uitat să văd la televiziune, să văd dacă dă vreo știri. Nu s-a dat nimic. Deci date despre pacienți, și la noi în țară nu avem dreptul să dăm. Ce se întâmplă dacă apare către presă sunt informații date de către aparținători, de către familii, care sigur este nemulțumită de un serviciu medical. Nu este normal. Și asta este undeva o situație, eu aș spune, jignitoare la adresa întregului corp medical. Dacă există ceva, este colegiul medicilor, este comisia de disciplină, este alte instanțe care pot să judece, după care, de acord, dacă s-o dovedit, faci, este... Faci o emisiune, nu pe chestia sigur asta. Sigur că da, nu, se poate face o emisiune pe un care o situație negativă poate să fie benefică pentru viitor. Deci nu trebuie să vedem, a greșit, ne trebuie pus la zi de executat. Nu, când și-a făcut treaba la cazul respectiv, de niciun caz nu a avut dorința să greșească, nu a greșit în activitatea. Un complex de factori care poate să ducă la un rezultat prost într-o situație de urgență. Da. Îmi vine în cap acum iar un caz care s-a întâmplat acum câțiva ani, tot așa, într-un spital din asta, din sudul țării. Așa, s-a întâmplat ceva, nu știu, care ministrul sănătății de la vreme, cei care s-a dovedit că n-avea nicio legătură cu medicina, era el medic, dar n-avea treabă, era cu mașini, cu alte, așa. Asta la două noapte, s-a dus el, o destituit pe acolo, așa, și a doua zi mi-a fost drag profesor la Stărăstoaie, când i-a luat un interviu, domnule, și în calitate de președinte a Colegiului Medicilor, ce părere aveți? Domnule, și că eu nu sunt așa de abilitat ca alții să facă justiție la două noapte, dar eu vă spun că totuși ar trebui să mai gândim o leagă cazul, să ancheteze și o să vedem, o să dau o părere până... Până când nu este o decizie a forurilor competente, profesionale sau administrative, nu e cazul să... După mine, mă rog, și după cei mai mulți colegii mei, și după legislație, nu ai ce să anunți. Da, sigur, ca de dovadă că doctorul respectiv a fost repus în funcție la un scurt timp, când după ce au dat în judecată. Sigur, de fapt, n-au avut nicio vină în chestia asta. Sunt, spuneam, mulți factori care contribuie la o situație neplăcută pentru pacienți și familii. Da. Deci, nu-i discutăm asta acum, că iar am stat zile întregi. Da, domnule doctor, haideți să revenim la infarctul miocardic. Ce faceți dumneavoastră la un bolnav de ăsta cu infarct? Cum îl salvați? Bună întrebare. Și mă faceți zâmbesc la amintirea anilor din început ai mei. În 78, când am venit în Suceava, infarctul miocardic se trata cu niște perfuzii cu dipiridamol sau intensain, cum erau coronarul latatoare, trebuia să stai 28 zile pe spate, să nu să miști. Și în afară de mângâierile de consultație zilnică a doctorilor, nu făcea nimic altceva. Au progresat prin 90 și s-au renunțat la dipiridamol pentru că s-au dovedit că chiar era rău și au apărut trombolizicile, substanțe care reușesc să distrugă cheagul din coronare și să redeie circulația pe acea arteră care fusese înfundată. A fost nemaipomenit 14 zile. Era o realizare nemaipomenită, din punct de vedere psihic și a calității vieții bolnavului. Au mai trecut ani buni și au apărut, adică încă 10 ani, și au apărut cardiologia intervențională, tratamentul intervențional. Se pătrunde acum prin arteră la nivelul inghinal, cu un cateter, o țeavă foarte subțire, se detectează originea coronarii, se
introduce o substanță de contrast, se vede unde, la ce nivel pe coronară este obstrucția și dacă înainte fiind tot cam până în 90 se făceau numai în centri universitari mari dilatații, se introducea și un balonaj și era expandată artera, dar cu șanse foarte mari de a se reobstrua, reocluziona. Acum se introduce un stent, o plasă foarte fină de metal care se expandează și dilată artera și rămâne lumenul la dimensiunea care o avea și fluxul este restabilit în totalitate. Cu cât e mai rapid, și spuneam că am ajuns, sau dacă nu spuneam, spun acum, am ajuns la nivelul Sucevii, la ultra performantă realizare a implantării stentului în mai puțin de 3 ore de la debut, deci pacientul a recunoscut acasă, a știut că simptomatologie de infarct, până a sunat salvarea, extraordinar și felicit, smurdu și salvarea, că în momentul de față poate ajunge până în 20 de minute în orașul Suceava și să-l aducă și la spital pe pacient. Deci 20 de minute și cu 10 minute până o dată în telefon. A ajuns la noi în UPU în circa maxim o oră reușim să avem și analize, să facem o electrocardiogramă seriată sau să facem și ecografia și să-l preiei încă în jumătate de oră în terapie, laboratorul de terapie intervențională, să-i pui stentul. Recuperarea miocardului, care avea tendință la mortificare, este de 90%. Și atunci, deci omul devine nou. Și asta este noutatea. Tratamentul intervențional care am reușit să-l realizăm la Suceava de 3 ani de zile. S-au pus peste 500 de stenturi, nu-s puțini, și spun că din aceste 300 de stenturi, dacă ar fi murit 30%, mureau 150, sigur. Ne-au murit în vreo 12 cazuri numai. E o realizare deosebită și cei care fac, doctorul care face, doctorul Haret, este un erou pentru că stă 24 de ore, 365 de zile au stat până acum la dispoziția noastră și a venit în cel mai scurt timp cu toată echipa. Are o echipă foarte bine formată, din 3 asistenți, excelent. Da. Îmi vine în minte acum o emisiune de pe Discovery, tot așa americani, da, sunt campioni la așa, deci tot așa filmat, când, da, cum spuneați dumneavoastră, da, parcă mă rememoram cum îl aduceau de urgență, da, salvarea, așa, și stenta pe ăla, îi punea stent frumos și se trezea la deodată și era foarte bine, deci deja îi dispăruseră durerile, și îi spunea ăsta medicul, hai să mai mănânci hamburger, hai să mai mănânci la grăsime. De asta vreau să vă întreb, ce regim genodietetic recomandați? Aveți probleme cu pacienții ăștia în respectare regimul genodietetic care îl recomandați? Regimul oricărui bolnav, numai bolnavilor noștri cardiaci, pe care l-am dorit noi medicii să-l recomandăm, intră în conflict cu cultura culinară a zonii. Că e la noi, că e în Moldova mai de jos, că e în Ardeal, deci cei care ne-am învățat cu alimentații de copil, una la mână, și doi, avem ceva genetic pe care pe unii îngrașă mai repede sau se prinde mâncarea ca marca de scrisoare, sau știm că avem cu toții cunoștințe care mănâncă de zvântă și sunt mai slab decât prepeleacul. Ce recomandări dăm sau dau eu personal în ultimul timp însemnând mai mult de 10 ani. Personal am renunțat la a spune nu mânca aia. Tot nu respectă, da? Oricum nu respectă. Și atunci singurele lucruri care le interzic este să mănânce prăjeli în tigaie, orice grăsimi arsă, aproape că se absorbe instantaneu la nivel din intestin. Celelalte astea trebuie să mai muncească intestinul și până când îi face transferul în sânge. 2. Să nu facă niciun abuz.
vrea un pahar de vin la masă. Un pahar, da, de 100, de 125 ml, cum bea și bunicul la masă. Bea la omule, face bine și un bun sedativ și crește în secrețiile gastrice. Intră în conflict cu foarte multe lume și, sigur, cu ghidurile și cu recomandările generale, apropo de fumat. Recomandarea mea este clară, să nu fumeze. Dar dacă este un veteran care fuma 40 de țigări și reușesc să intru în discuții cu el și să nu mă înțeleagă, accept ca să nu întrerupă în totalitate, să mai fumez de 3-4 țigări pe zi și în următoarea perioadă de timp să întrerupă. Că după mine, la experiența care o am vis-a-vis de pacienții coronarieni, fumatul este într-adevăr distrugător. Dar este și aspectul cealaltă. Vorbim, tot timpul trebuie să ne gândim la calitatea vieții unui bolnav. Dacă îl stresez, nu mânca sare. Deci nu mânca sare. Pentru că dacă este și hipertensiv, îi putem da un diuretic pe care îl acceptă mai ușor, să iei o pastilă pe zi. Îi lăsăm gustul de mâncare pe care îl știa de la bunica, de la mama, de la nevastă și se simte altfel și altfel. Dacă nu îl stresăm cu tot felul de recomandări care intră în conflict cu el, nu avem spasmi coronarieni și atunci asigurăm o viață și mai lungă și mai bună, după mine. Domnule doctor, timpul afectat emisiunii noastre este cam aproape așa cu pași repezi de final. Eu am foarte multe întrebări aici pentru dumneavoastră, da? M-aș ruga să răspundeți, da, mai pe scurt așa. Da. Doamna Aurora spune, am fost diagnosticată cu o valvă calcificată. Ce tratament ar trebui să urmez? Bolile valvulare, probabil că este o boală valvulară din copilărie, evoluează într-un anumit timp și dau anumite repercursiuni asupra inimii, adică trecerea către insuficiență cardiacă. Dacă a fost diagnosticată și nu este într-un stadiu de insuficiență cardiacă mai avansat, 3, și suprafețe, mă rog, avem niște parametri pe care îi calculăm, nu impun operația, deci nu rămâne cu recomandări de gen de tratament medicamentos. Deci a spus mai înainte, da? Fără, da, da. Nu, la bolile valvulare cu totul alte recomandări, să nu facă abuzuri alimentare, la fel să mănânce puțin și mai des, pentru ca să nu sângele care duce la inimă să nu se ducă la intestine, să aibă perioadă mare de circulație în intestine și să nu irize celelalte organe și nu mănânce sare multe, sunt multe. Deci, mă refer la calitatea vieții. Da. Doamna Silvia vă întreabă, cărui fapt se datorează creșterea bruscă a pulsului? Cât de grav este diagnosticul tahicardie sinusală? Câți ani are doamna Silvia? Pentru că una este la 20-30 de ani și este o stare de hiperexcitabilitate simpatică, din diferite motive. Poate se enervează, poate și-a adus aminte ceva care a enervat-o. Poate a făcut un efort fizic intempestiv și crește pulsul. E ca o reacție normală de la stimuli vegetativi. Sau e boală tiroidiană. Sau poate să fie o altă boală endocrină suprarenală. Sunt multe, dar în context și de vârstă. Dacă este mai de a doua tinerețe, după 50 de ani, că e femeie, că e bărbat, nu neapărat doamna Silvia, că nu știu câți ani are, am spus, poate să ascundă de sub o boală cardiacă, valvulară, sau coronariană, sau... Deci trebuie văzut, în urmă, în consult, prin anamneză și minimă electrocardiogramă, se poate da un răspuns mulțumitor. Da. Domnul Nicolae vă întreabă, cum pot să fac o programare la cabinetul particular al domnului doctor și cât costă o consultație? Nu, e o întrebare la care nu aș vrea să răspund apropo de cât costă, că nu e normal în emisiunea noastră. Eu pledez pentru activitatea publică, nu neapărat pentru cea privată, deși sigur m-am desfășurat activitatea acolo.
La cabinetul privat am un secretariat care funcționează după ora 11. Care se numește cabinetul dumneavoastră? Intercardiodiab, intern cardiologie diabet. Ați făcut așa o integrare. Sunt medic primar de intern, încât așa are 20... Sunteți cu doamna doctor. 21 de ani. Face da, cabinetul, consultația la diabet, da? 21 de ani are cabinetul și mă mândresc cu el că sunt puțini cabinete care s-au dezvoltat. Am rămas singuri. Avem acum colaboratori pe urologie, pe ortopedie, pe ORL, pe neurologie, deci se poate rezolva, dar se pot rezolva foarte multe cazuri. Da. Doamna Elena vă întreabă, aș avea nevoie de o coronarografie. La Arcadia Iași costurile sunt foarte mari. Se poate realiza și la Spitalul Județean Suceava și care ar fi costurile? Dacă ar fi nevoie de stent, cât ar costa? Deci toată lumea până la urmă ajunge la costuri. Deci ceea ce pot să-i spun apropo de costuri, că este mult mai mic costul la Suceava. Nu că nu suntem în centru universitar, dar s-au reevaluat costurile tuturor materialelor și este semnificativ mai puțin la... Dar dacă reține un număr de telefon, întreabă secretariatul de la Suceava, e 0742-633-424. Și întreabă direct la laboratorul de terapie intervențională. Dar asta se poate adresa direct, nu la... Da, sigur, dar e normal să adresezi direct că la cei cu infarct, deci în urgențe, mulțumită conducerii actuale de 5 ani de și a Consiliului Județean, putem să facem infarctele fără niciun cost pentru pacientul cu infarct în stare gravă. Ar fi și imoral să știi că moare și mai cer și bani. Dar pentru cazurile cronice care ar beneficia de un tratament, să spunem, gratuit în centrele universitare pe bază de trimitere și de trimitere de la noi, la oricare din cardiologii în Suceava, că în spital, în ambulatoriu sau că în cabinetele care au relații cu casa, un bilet de trimitere merge, se programează, îl consultă, evaluează dacă are sau nu are nevoie și dacă are nevoie de coronografie și sau stent, când l-a programat, îi face în aceeași condiții de gratuitate și de asistent de asigurare CAS. Da. Domnule Ioan, sper că sunteți mulțumită cu răspunsul domnului doctor. Domnul Andrei întreabă, acum 2 ani, dumnealui punctează, infarct miocardic acut. Anul trecut, hipertensiune arterială cu risc înalt. Hipertensiune ischemică, insuficiență cardiacă clasa a 3-a. Care ar fi costurile unui control coronarografic? Dacă sunt pensionar, pot beneficia de reduceri? Cât ar costa o operație de stent? Răspunsul l-am dat. La nivelul Sucevii este caz cronic. Deci numai contracost, dar în legătură directă, trebuie să fie legătura directă cu laboratorul de cardiologie intervențională. A avut și un panou aici în dreptul spitalului cu toate datele care ar fi avut nevoie pentru telefon, pentru și preț și sau cu trimitere în oricare centru universitar dorește, Cluj, Iași, Timișoara, noi trebuie să scriem numai ce dorește bolnavul, unde, care centru și merge, el evaluează ecografic și EKG și cu analize și îi spune, da, v-ați gândit bine sau gândit bine doctorii voștri de acolo, trebuie să faceți coronografie sau stent, v-am programat pe 15 martie, pe 15 aprilie, veniți să rezolvăm problemele. Domnul Andrei vă întreabă, spune, dacă sunt pensionar, pot beneficia de reducere? Deci sunt diferențe între pensionari și persoanele active? Niciuna. În sistemul asigurărilor de stat nu există niciun fel de diferență. Doi, sistem privat și are un preț, este același pentru toată lumea. Nu, sigur, cred că s-a referit dacă pensionarii, cum în străinătate, au reduceri pe autobuz, pe avion. La asigurarea casco. La asigurarea casco, nu, aici nu. E bine să întrebi, cel mai bine ar fi să întrebi totuși, poate nu știu eu bine, să întrebi tot la MNL, la laboratorul de cardiologie intervențională. Da.
Doctor, cam astea au fost întrebările. Ce puteți să ne mai spuneți așa ca regim de viață, cam ce ar trebui să mai facem noi să combatem boala asta coronariană? Să nu ne enervăm. Dacă se poate. Să fim calmi. Să fim calmi, să ne plimbăm pe străzile Sucevii, să nu ne enervăm că sunt desfundate. Dacă acum nu mai reduzi în trotuare, ce facem? Da, eu am văzut că tocmai au lărgit, cel puțin față pe universității și până mai circul eu cu mașina de vară, dar trotuarele s-au lărgit să pun pavele, să e meritoriu. Eu zic că eu am senzația că parcă mai luat din trotuare și-au mai făcut stradă. În alegerile din 2016 avem trotuare în Suceava. Așa, da. Deci să ne plimbăm în aer liber, da. Deci să evităm stresul. Să nu mâncăm mult, să nu mâncăm prăjit, să bem un pahar de vin bun, să nu fumăm, să ducem o viață de familie, cel puțin așa cum o recomandăm noi la alții și alții nouă, văzut în filme mai mult decât în viața reală din România, dar se poate, totul depinde de voință. Dacă vrei, poți. Se poate, da. Domnule doctor, emisiunea s-a terminat. Eu vă mulțumesc pentru participare. Discuția cu dumneavoastră a fost o adevărată plăcere. Nu mi-a rămas foarte multe teme în suspensie la boala coronariană. Da, tulburări de ritm, de exemplu, ar merita de discutat. Eu oricând sunteți invitatul meu. Fără poate nicio fel de probleme. Nu săptămâna viitoare este sunt de gardă parcă, dar și nu săptămâna Paștelui. Nu facem păcate. Da. Găsim o zi în care să revin și să facem plăcere telespectatorilor cu informațiile care le... Sau eventual chiar cum v-ați gândit dumneavoastră, numai că noi nu avem telefon în direct, trebuie să sunem în regie, deci dacă am avea pentru emisiune interactivă cu telespectatorii, să punem chiar întrebări. Ar fi interesantă o emisiune interactivă. Da. Stimați telespectatorii, emisiunea noastră a terminat, sunt doctorul Deacon Octavian și vă doresc noapte bună.